Bună ziua! Vreau să vă spun că am luat notă, sigur, cu regret de rezultatul referendumului derulat în Marea Britanie, însă este o opțiune a cetățenilor britanici pe care o respectăm. În acest context, vreau să vă spun în primul rând că mesajul care a reieșit și din discuția pe care am avut-o cu domnul președinte, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu liderii politici, în primul rând, este că România dorește să-și continue drumul european, să-și continue calea europeană și să fie un actor proactiv al procesului de evoluție al Uniunii Europene, care cu siguranță se va înregistra după această decizie a Marii Britanii. Vreau să vă spun că din prima analiză pe care am făcut-o, nu va exista un impact economic imediat semnificativ asupra economiei României în urma acestei decizii.